Darian fost afectată de discuțiile care au apărut pe seama ei în privința raportului cu Adrian, dar nici lui nu i-a fost prea comodă situația. E ok, frate, nu-mi place nipostaza care ești pusă și nici nu pot să le zic nimic lor, că le-am zis și văd că nu înțeleg, zici că vorbesc singur, zici că vorbesc cu pereții ăștia. Să vadă fiecare de copilul ei și punct. Mi s-a luat prea tare. Ce deranjează pe ei atât de mult, că stăm noi împreună, aia e până zborul dintre noi afară. Cum ai zici tu, aia e. Și nu e așa cum s-a zis, chiar m-a durut. Și cum crede lumea că ești turatul de rezervă și că dacă nu mergea cu cineva, gata, m-am tot la tine, că dacă mergea te uitam și din alea, nu e adevărat. Și da, ce a zis și mătușii mea, asta a avut dreptate. Ne cunoaște mai bine decât multe cupluri în casă. Te declară, te cunoaște, toată lumea așteaptă. Salut, 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 salut. Știi că se pune presiunea aia nasoală. Nu trebuie mult. Foarte mult. Până la urma urmei. Am experimentat cunoașterea și e nașpa, e presiunea aia pusă și stau altfel lucrurile. Nu-mi place. Atunci totul vine forțat și nu mai e nimic ok. Exact. Iar doamna Maria și-a luat răgazul pentru a purta o discuție lămuritoare cu Daria în privința raportului existent între ea și Adrian. Decât ce vreau să spun eu, n-am nimic personal cu tine. N-am avut singur lucru că nu vreau ca Adrian să fie pe buzele tuturor. Lumea vorbește, orice îi face, indiferent ce vorbește lumea. Nu puteți niciodată să controlați gura lumii. Și Adrian înțelege chestia asta foarte bine. Și cred că și dumneavoastră, atât doar că le luați mai personal. Ce așteptați ca el să facă? Eu nu aștept nimic. Eu aștept să-mi spuneți voi ca să știu ce am eu de făcut. Noi suntem bine așa cum suntem în punctul ăsta. Dacă ați observat, lucrurile au mers treptat între mine și el. Dacă se pune presiune, ne simțim constrânși de situație. Nu se pune presiune din partea nimănui, dar voi trebuie să luați în calcul un aspect foarte important. El a eliminat deja. Și eu la fel. Deci trebuie să vă clarificați foarte bine, să vă gândiți foarte bine ce fel de sentimente aveți. Dacă veți putea, măcar că vă cunoașteți ușor, 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 n-am nimic împotrivă, dar măcar declarați-o. Nu trageți de limbă, că mi-e greu să spun ceva și să nu fie din suflet. Tu ai ceva sentimente pentru el? Este, din moment ce stau și îl țin în brațe și îl pup pe frunte, este. Dar nu putem să accelerăm ca să fie sentimentele reciproc. Asta știe și el. Și de asta e așa încăpățânat, pentru că vede cum mă uit la el, vede cum mă comport cu el și n-am niciun interes. Eu n-am profitat niciodată de bunătatea nimănui. Unul dintre noi, mai devreme sau mai târziu, va pleca, va ieși de aici. Că vom fi amândoi în cursa de eliminare, că vom fi separat, că unul dintre noi va pleca, noi suntem împăcați cu ideea. El a zis că nu poate să se apropie de nimeni și că nu a văzut pe nimeni eu pe asta placul am văzut. Lui. Dar a și încercat. Dar nici n-a verbalizat. Asta adică cel puțin cu mine putea să-mi spună. El mi-a zis că vi-a spus. Nu, mie nu mi-a spus personal nimic. Vreau să se înțeleagă că nu așa cum s-a înțeles. Eu nu am de ce să profit de el, n-am niciun interes, nu vreau să mă declar cu el într-o cunoaștere ca după aia să se pună presiune că se așteaptă pasul următor sau că să mă declar acum într-o cunoaștere și după aia să zică lumea că de aia ne-am declarat ca să rămânem în emisiune. Nu vă pune nimeni sula în coastă, căsătoriți-vă în decembrie. Asta, deci, eu nu vreau asta. Nici el nu va vrea asta. Nici el a vorbit cu el și a zis că nu, el vrea, cum vrea, simțim că e de la sine, să ne cunoaștem mai mult și după emisiune. Iar la petrecere, doamna Maria a purtat o discuție și cu Adrian ca între mamă și fiu. Tu te-ai răcit foarte tare, am zis bine, lasă-mă. Nu m-am răcit bre foarte și tare, decât că eu singura chestie, adică la care... mă simt cumva în plus. Nu aveți de ce vă simțiți în plus, că eu am vrut să stau să vorbesc cu voi, că aia am explicat și lor și la toți, am zis, bă, frații mei, singura chestie care nu a fost așa și care eu n-am văzut ok a fost că preferam mult mai mult să vă duceți la ea, să-i spuneți ei două, trei chestii bune decât să vă duceți la alte fete. Eu i-am spus, eu ce-am avut și ce-am avut de întrebat, am întrebat. Acum mai rămâne să mi se și confirme că e adevărat ce spune. Pe mine nu mă duce cu zăhărelul nimeni, dacă tu mă luai de mână și îmi spuneai, bă, femeie, eu nu vreau nici cu X, nici cu Y, eu am problema asta. Deci altfel puneam problema și altfel se făcea situația. Eu am trăit o lună jumate cu aceleași întrebări. Ce se întâmplă cu el? Nu e greșeala mea și eu nu trebuie să fiu judecată. Dar nu ați fost judecată vreo de nimeni. Ba da, am fost judecată. Gândește-te că familia ta este liniștită, sufletește, că știe că nu e singur. Dacă ceva iasă greșit, în ziua de mâine când ne întoarcem în Spania, eu voi fi judecată și nu vreau să dau
cu subsemnatul Iulia. De ce să fii judecată? Familia mea niciodată nu să vă judece pe mata pentru nimic în, în tot ce se întâmplă în chestia asta. Mirela, că să dă ea cu părerea. Păi Mirela, când vreodată a venit să, să vorbească cu mine? Eu n-am permis la nimeni să-și bată joc de tine. Nici afară, nici aici. Am luat-o de mână și am spus. Eu spun două cuvinte, aia și aia. Acum vreau să ascult de la tine. Și am întrebat atât, sunt sentimente că ar fi. E posibilitate, nu știu, vom vedea, dar nu știu. Deci n-ai o garanție, Adi. Și asta încearcă toată casa, toate scrisorile care îți vin, inclusiv mătușa ta, fiind vocea familiei tale, au vrut să te avertizeze. Deschide ochii bine, pentru că eu îți spun ce văd eu, 85% tu ai un nu. Noi vrem să vedem fapte. Exact ce a spus mătușa ta. A spus, v-ați cunoscut două luni. De acum încolo vem cuplu, dacă e să fie. Dacă nu, lasă-l fata mea în pace. Vei suferi, Adi. Eu nu zic nimic, dar când vei, când vom ieși afară, Adi, atunci vei vedea și te vei convinge băiatul meu. Eu nu spun, vrei pe drumul ăsta, mergi pe drumul ăsta, nimeni nu-i împotriva ta. Dar eu spun decât atât, ai grijă că din trofeul ăsta de sus, când vei cădea, îți rup gâtul. Tot la party, o nouă discuție a avut loc între Daria și Adrian. Am zis, nu pot să fac mai mult decât ce simt. Și dacă simt să fac ceva, o să fie treptat. Nu mai pune presiune. Și dacă e, cum zic ei, că bă, poate ajung aici și de aici cad în cap, bă, prefer să cad în cap pentru decizia care am luat-o eu. Mă simt foarte presată de toată lumea. E normal. Și cu, toate că nu măcar... cu toate că nu permit chestia asta, e foarte enervant. Oricât de mult ai vrea să faci ceva și oricât de mult să încerci să faci lumea să înțeleagă, oricât de mult să încerci să faci încât ca ei să fie împăcați, n-ai cum. Știu. Pe tine și pe mine trebuie să mă intereseze fix părerea mea și părerea ta. Tu știi cât de mult m-am bucurat vineri când am văzut comportamentul Bogdan și când am văzut cum te-ai comportat tu când ai văzut că toată lumea dă în tine. M-am uitat și asta i-am zis lui Alex. Zic, uite frate, diferența de femei. Când o femeie respectă un bărbat și când un bărbat respectă o femeie, vezi frate ce înseamnă. Întreaga situație creată în jurul ei și a lui Adrian o cam pune pe gânduri pe Daria. Ai început să simți mai multe lucruri? Cred că da. Nu vreau să zic mai mult. Și am nevoie de foarte mult timp ca să-mi dau seama dacă chiar e așa sau nu. Pentru că nu vreau să-mi bag joc de el. Nu vreau să-mi bag joc de nimeni, știi? Și dacă o să simt la un moment dat că nu pot mai mult, o să-i zic. Numai că trebuie să ai grijă că voi petrecându-vă cam non-stop timpul împreună, s-ar putea să aibă sentimente pentru tine, să acumuleze sentimente. El mi-a zis și știe, e conștient. Singurul lucru pe care ți-l pot spune e să nu-ți bagi joc de el, să nu-ți bagi joc de sufletul lui. Nu-ți genul, crede-mă. Pentru că gândește-te că nici ție nu ți-ar place ca cineva să facă asta cu tine. Cum s-a deschis în fața mea, eu sunt șocată. Și cum am deschis eu în fața lui. Serios? Foarte mult. Mie nu se cred. Și mă doare și mă enervează când vine lumea și zice că e profit de el, că îl folosesc pe post de rezervă. Păi știi de ce oamenii zic asta? Pentru că până să vină Alex, ai spus că da, că vorbim, că nu știu ce, a intrat Alex în casă, ți-a plăcut de el, după aia zic că da, nu-l mai vreau pe Adrian, că nu-mi place suficient de mult. După aia când Alex s-a îndreptat către Andreea, de fapt, parcă îmi place un pic de Adrian. Că exact așa te-ai exprimat. Probabil nu te-ai exprimat tu corect. Probabil nu m-am exprimat eu corect. Da, eu personal, eu asta am înțeles. I-a zis și el în seara asta, face. Doar pentru că tu ai verbalizat, gen către mine, zice că doar pentru că tu ai verbalizat de două ori, când doar prietenie, faptele tale, privirile tale, atingerile tale și tu spun altceva. Și el de-aia e împotriva tuturor, că efectiv... Simte. Da. Nu-i fraier, crede-mă, nu-i fraier absolut deloc. Și-l duce capul. Vorbim așadar despre Daria și Adrian și despre faptele lor în emisiune. Uite, Ioana, Daria, ți-a evocat niște fapte. Știi? Da. Adică din comportamentul tău, la care aș mai adăuga eu că multe săptămâni spuneai că vrei un bărbat adevărat în casa Mireasa, că niciunul de aici nu este pentru tine, incluzându-l aici și pe Adrian, care este de la început. Și încă o chestie din comportamentul tău în legătură cu un bărbat, că dacă ție ți-a plăcut un băiat, tu după o săptămână de cunoaștere te-ai sărutat cu el. Știi? Și atunci trebuie să înțelegi și de ce oamenii se îndoiesc de... Da, am înțeles asta.
ceea ce e la tine pentru Adrian. Am înțeles asta, știu. Am discutat cu cine am simțit să mă deschid. Cred că am fost înțeleasă de unele persoane și mai mult de atât nu pot să verbalizez pentru că e greu să mă fac înțeleasă pentru fiecare în parte. Cât despre mai devreme sau mai târziu o să ieșim ori eu, ori el, cred că și tu și el sunteți foarte conștienți că atâta vreme cât vă agățați unul de altul, sunteți protejați de o posibilă nominalizare, nu? Că vă gândiți, cum de exemplu a fost o nominalizare pentru în gala de sâmbătă, în gala de vineri. Tu ai primit vreo nominalizare? Da, de la fratele lui Robert. Da, dar în afară de Robert, nimeni altcineva n-a simțit să nominalizeze pe Adrian. De ce oare? Pentru că mintea voastră, el e așa într-o chestie, că înțeleg că n-avem voie să-i spunem cunoaștere. Cu Daria, nu? Și atunci pică altcineva care n-are o cunoaștere. Dar voi ce sunteți? Într-o ce chiar? Sunteți într-o cunoaștere? Vedem ce se întâmplă. Nu, măi, Adrian, că nu e așa simplu, că dacă doi oameni au intenții unul față de celălalt, ok, nu vă declarați într-un cuplu, asta nu vă forțează nimeni să o faceți, dar faptul că voi stați împreună, discutați un despre altul, vă cunoașteți, asta vă califică pentru a fi într-o cunoaștere. Eu nu înțeleg ezitarea voastră de a vă declara într-o cunoaștere până la urmă. Repet, dacă asta nu vă obligă la nimic. Da. Atunci ne declarăm într-o cunoaștere. Ok. Cu Dumnezeu înainte. Dar de ce sunteți așa de rezervată? Eu nu mă bag. Am spus că nu mă bag și nu mă voi băga. Și doamna Mirela, Adrian, a, vrea să-i spuneți... Nu, doamna Mirela, nu, doamne ferește, Mirela... Stai, că tu ai spus. Și dacă doamna Mirela are o problemă, să-mi spună în Mirela, față. Mă refeream la mătușa care a sunat în seara la Capriți. Da, și doamna Mirela i-ar spune câteva lui Adrian. I-am spus? Da, Mirela. Ce i-ați spus? Mai am să-i dau două palme. Oh, asta cu palmele nu acceptă, dar ce i-ați zis? Din dragoste. Zis, când l-am prins în bucătărie, eram, mi se pare, cu Maria și cu Lucica și... Da, ce am avut de spus, i-am spus. Că nu. Atunci când s-a supărat Daria pe doamna Lucica? Da, doar pe mine. Da, eu am fost mai vocal atunci și i-am zis că nu și susțin, că nu cred în relația asta pe care ei vor să o afișeze. Dar stați un pic, nu credeți pe Daria sau nu-l credeți pe Adrian? Nu cred Adrian că se va întâmpla. Foarte... vreodată mai mult decât ce vedem noi acum. Că n-are cum. Pentru că Daria și-a exprimat nu odată, două luni de zile și-a exprimat tiparul ei de bărbat. Și nu avem cum să uităm ce a zis. Și chiar nu vreau să spun mai mult. S-au mai întâmplat multe de atunci. Da, tocmai. Iar ție, dacă o să te mai prind, o să-ți mai... Dar el e un pic îndrăgostit. E mai mult. E orb. Îi dăm ochelarii lui Mirela. Bine, nu e ceva rău să fii îndrăgostit. Doar că trebuie să... Știți ce vă rog eu? Să fiți cinstiți unul cu altul. Nu, dar și băieții plâng câteodată. Da? Să te gândești. Dar să plângă de fericire, doamna Mirela, nu pe aici cu inimi zdrobite. Mai plâng și de inimi zdrobite. Vezi, Daria, de fapt, tu pare a fi... capul răutăților. N-am zis eu. Adică pe tine nu te crede lumea. Pentru că, repet, ai zis niște lucruri. Bine. Bine. Atunci bine, cum atunci bine? Să rămână la vorbele pe care le-am spus acum ceva timp. Da, avem fiecare ochi și să vedem, da? Nu, e ok. Nu o să mai zic absolut nimic. Că și două luni nu l-ai văzut, era tot aici. Nu. Mă bucur, Robert îmi dă dreptate la tot ce spun. E așa, mă simt înțeleaptă. Ce spune doamna Lucica? Lumea e partea dreptate, doar că mult stac. Ei, poate să obosiți că e luni, cine știe. Nu? E luni la prânz, poate ați fi mâncat în pauză, da. Bine.